Sportivul de la CSM Flor Construct Suceava, Nicu Viorel Bodnar, s-a clasat al treilea în limitele categoriei 43 de kg la campionatele naționale de box pentru cadeți găzduite de noua sală polivalentă din Călăraș. Sportivul sucevean a trecut clar în primul tur de adversarul său pentru ca apoi să lupte cu un boxer mai titrat de la CS Olimpia București. Nicu Bodnar a fost mai constant în lupta cu oponentul său, însă la final experiența bucureșteanului s-a dovedit a fi hotărătoare și suceveanul a intrat în posesia medalei de bronz a categoriei 43 de kg. Am reușit obțin o nouă medalie pentru boxul sucevean prin sportivul Bodnar Nicu la campionatele naționale de cadeți. Copilul practică boxul în jur de 7 luni de zile. Este pentru prima dată la un campionat național. Bineînțeles că emoțiile au fost inerente, dar el și-a făcut treaba. Vreau să spun că a reușit să treacă de primul tur, iar în turul al doilea a fost învins de către un sportiv un pic mai titrat, adică cu mai multă experiență, s-a văzut la el, de un bucureștean de la Clubul Olimpia. Și vreau să spun că cei care au urcat pe podium, într-adevăr, își merită valoarea. Sportivul care l-a oprit din drum pe Nicu a fost un sportiv care se vedea că practică boxul de mai mulți ani și l-a făcut pe viteză mai mult. În schimb, Nicu i-a pus de multe ori probleme, chiar a fost sportivul respectiv a fost și atenționat pentru așa, iar Nicol chiar l-a făcut de multe ori knockdown, dar fiind sportiv de la club a trecut așa, a lăsat meciul să curgă. În sfârșit, el spre sfârșit a pierdut la puncte sportivul respectiv făcându-l pe viteză. Mulțumesc conducerii primăriei pentru sprijinul acordat și anul acesta și nu în ultimul rând conducerii CSM-ului pentru aportul dat în procesul de pregătire și nu rămâne decât să pregătesc acești sportivi în continuare pe care îi vedeți în sală, să-i duc la competițiile ce au mai rămas. Nicu, felicitări pentru medalie. Spune-mi cum a fost la Călăraș. A fost foarte frumos în punct. Am avut un meci, de primul meci am trecut foarte ușor. A doilea meci a fost un pic mai greu. Adversarul a fost mai bine pregătit ca mine fizic. M-am luat pe viteză. Nu speră la anul trec la o categorie mai mare și sper să aduc o medalie mai strălucitoare. De când practici boxul? De 6-7 luni. Și ce te-a determinat să urmezi această cale? Mi-a plăcut foarte mult, am văzut și la televizor, pe Lucian Bute și am crezut că poate voi reuși și eu ceva și am reușit. Cum este aici la CSM Suceava, cu colegii, cu antrenament? Mă înțeleg foarte bine cu colegii, îi mulțumesc maestrul pentru că m-a ajutat. Sunt antrenamente fiecare zi, este foarte bine. Și prin seriozitate vrei să ajungi cel puțin ca Bute, nu? Da, da, mi-aș dori să ajung ca el. Partida Avântul Baia Voința Hârtop a ținut capul de afiș al rundei a 8-a a Ligii a 5-a, însă nu datorită spectacolului de pe teren, ci pentru incidentele petrecute în timpul și după desfășurarea meciului. Cei care au avut de suferit au fost arbitrul Adrian Popa și observatorul partidei Manuel Daicu, nimeni altul decât fiul președintelui Asociației Județene de Fotbal, care au fost agresați de un grup de suporteri ai formației gazdă. Centralul a fost luat la bătaie de un grup de 10-15 spectatori pentru că și-a permis să elimine un fotbalist al echipei din Baia. Observatorul a sărit în ajutorul colegului său, însă a sfârșit având aceeași soartă. Din câte am fost informat, chiar și viceprimarul din Baia a făcut cunoștință cu furia celor recalcitranți. Cei agresați se află acum la spital pentru a primi îngrijiri medicale, iar în ceea ce mă privește voi face toate demersurile ca toți vinovații pentru aceste incidente să fie drastic pedepsiți, a declarat președintele AJF Suceava Aurel Daicu. În runda de duminică a Ligii a 5-a la fotbal s-a produs o schimbare de lider în seria 1. Astfel, Progresul Salcea, cu victoria în deplasare la Râșca, a luat fața grupării Șomuz Fălticeni, care nu a obținut decât un punct în confruntarea de pe terenul propriu cu Recorta Fântânele. Seria a doua este dominată autoritar de Bradul Putna, formație care are un procentaj maxim până în acest moment. În runda 8-a, Bradul Putna a zdrobit cu scorul de 8-0 pe Danalis Zvoriștea. În seria a treia avem parte de un lider surpriză, Călimenelul Panaci, care rezistă deocamdată asalturilor venite dinspre Vatra Dornei. Iată rezultatele complete înregistrate în runda de duminică. Seria 1. Intercapul Câmpului Voința Bursuceni 1-0, Avântul Baia Voința Hârtop 2-3, Voința Zvoriștea
Steaua Dumbrăveni 2-2, Flacăra Roșie Odești, Șomuzul Preotești 2-2, Sporting Bunești, Viitorul Verești 5-1, Foresta Râșca, Progresul Salcea 0-2, Șomuz Fălticeni, Recolta Fântânele 1-1. În clasament, locul 1, Progresul Salcea 21 de puncte, locul 2, Șomuz Fălticeni 20 de puncte, locul 3, Voința Zvoreștea 17 puncte. Seria 2, Bucovina Șerbăuți, Progresul Frătăuții Vechi 2-0, Bradul Putna, Danalis Zvoreștea 8-0, Victoria Păltinoasă, Avântul Grămești 2-1, Viitorul Adâncata, Unirea Horodnic 8-3, iar Știința Mitocul Dragomirnei, Flacăra Vicovul de Jos a fost amânat, în timp ce Bucovina Rădăuți și Locomotiva Dornești au stat. În clasament, locul 1, Bradul Putna 21 de puncte, urmată de Avântul Grămești 15 puncte și Flacăra Vicovul de Jos 12 puncte. Seria 3, Victoria Vatra Moldoviței, Dorna Candrenilor 5-2, Căliman Șaru Dornei, Dorna Vatra Dornei 1-7, Larex Dornișoara FC Pojorâta 4-2, Turbo Forest Poiana Stampei Bistrița Broșteni 3-0, Călimenelul Panaci Forestierul Frumosu 6-0, în timp ce Bradul Vama a stat. În clasament, locul 1, Călimenelul Panaci 18 puncte, 2, Dorna Vatra Dornei 16 puncte, iar locul 3, FC Pojorâta 15 puncte. Ruibiștii de la CSM Bucovina-Suceava nu au reușit nicio victorie din cele 5 partide disputate la sfârșitul săptămânii trecute la Brașov în cadrul primei etape a campionatului național de ruibi în 7. Formația suceveană a pierdut cu 17-0 partida cu Ruibi Club Bârlad, cu 33-10 meciul cu Știința Petroșani, 15-7 întâlnirea cu CFR Brașov, cu 24-7 cea cu Politehnica Iași și cu 26-0 pe cea cu Stejarul Buzău. Antrenorul Constantin Vlad a spus că este nemulțumit de rezultatele obținute, rezultate care au dovedit faptul că sportivii săi au carențe mari în pregătire. Dar este și adevărat faptul că s-au prezentat la această etapă cu cel mai tânăr lot dintre toate combatantele, iar tinerețea și lipsa de experiență au fost decisive. Au făcut foarte multe greșeli tehnice, au ratat placaje și au pierdut fără drept de apel. Este drept că am fost la timonă în disputele cu Știința Petroșani și CFR Brașov, dar ne-am tăiat pe final. Singurul lucru bun este că am jucat 5 meciuri, pentru că perioada de pauză la rugby în 15 este foarte lungă și eu sper că în următoarele 3 etape din cadrul acestui campionat de rugby în 7 să ne descurcăm mult mai bine, a mai declarat antrenorul echipei CSM Bucovina-Suceava, Constantin Vlad. CS Universitatea 2 Suceava nu a mai avut ocazia să joace în etapa 5-a a seriei A diviziei A de handbal masculin, pentru că Handbal Club Dunărea Brăila nu s-a prezentat la meci. Singurul lucru demn de remarcat este faptul doar că jucătorii suceveni împreună cu antrenorul Răzvan Bernicu s-au deplasat la sala liceului cu program sportiv, pentru că arbitrii jocului știau că brăilenii nu vor veni la joc. Antrenorul sucevenilor a spus că se pare că cei de la Federația Română de Handbal știau de neprezentarea brăilenilor, pentru că nici arbitrii nu au venit la meci, iar singurii care nu au știut de faptul că nu se va juca cu HC Dunărea Brăila au fost tocmai gazdele de la CSU 2 Suceava. Nu este o problemă, vom câștiga probabil cu 10-0, un scor bun pentru că oaspeții noștri ar fi putut pleca cu sacul mult mai plin de la Suceava, a mai declarat antrenorul Răzvan Bernicu. Formația de handbal masculin junior 1 a liceului cu program sportiv Suceava are punctaj maxim după 3 etape în cadrul seriei A a campionatului național. Astfel, după ce a învins pe rând echipele Școala numărul 3 Adjud și LPS Botoșani, gruparea suceveană a reușit să se impună și pe terenul celor de la LPS Piatra Neamț cu scorul de 34-27. Această victorie este cu atât mai prețioasă în condițiile în care nemțenii au fost mai mereu nașii sucevenilor în ultima vreme. Antrenorul Bogdan Macovei a spus că se bucură pentru acest rezultat și felicită pe jucătorii lui care s-au mobilizat exemplar la acest meci și adevărul este că era timpul să-i mai bată și ei pe cei de la Piatra Neamț. În etapa a patra a seriei A a campionatului național de handbal masculin pentru juniori 1, LPS Suceava va întâlni în 12 noiembrie pe teren propriu gruparea LPS Iași.